După ce la sfârșitul anului trecut și-a încheiat contractul cu LPS Câmpul Lung și CSM Onești, cluburi pentru care a avut dublă legitimare, atleta Andreea Panțoroiu a primit două propuneri tentante de a se transfera, Steaua și CSM București. Împreună cu antrenoarea Mihaela Nicoară, aceasta a analizat cele două oferte, iar în cele din urmă s-a decis. Va semna cu CSM București. De altfel, chiar site-ul oficial al clubului bucureștean a anunțat această mutare. Andreea Panțoroiu este atleta Clubului Sportiv Municipal București. Mai mult decât atât, site-ul scrie că Andreea Panțoroiu, campioană europeană de tineret la triplu salt, va concura în premieră pentru CSM la campionatul național programat în acest weekend în sala Lia Manoliu. Un prim obiectiv al sportivei, care la sfârșitul acestei luni va împlini 23 de ani, este acela de a-și dobură propriul record, 14,33 metri în proba favorită triplu salt, rezultat reușit pe pista stadionului Nicolae Dobrin din Pitești la campionatul balcanic. Pentru site-ul csmbucurești.ro, Andreea Panțoroiu a acordat în această dimineață și un prim interviu. În primul rând vreau să vă spun că mă bucur foarte tare că o să fac parte din echipa CSM-ului și o să încerc să dau tot ce pot ca să aduc rezultate acestui club, să fie mândri de mine. Păi, eu zic că am avut așa, simțeam nevoie de schimbare, în primul rând, și venind oferta de la CSM București, am acceptat. De ce nu? Contează și că, nu știu, șeful clubului, directorul general, este o fost atletă? Da, contează pentru că pentru mine Gabriela Sabo întotdeauna a fost un model. Încă de mică am admirat-o și mi-am dorit să ajung și eu să fiu o mare campioană la atletism. Și mă bucur că doamna Sabo este director al CSM și sunt sigură că o să fie aproape de noi și o să ne susțină cum poate dânsa mai bine. În România n-am mai luat de mult o medalie la atletism, la competițiile importante de seniori. Nu știu, simți tu că poți fi cea care sparge gheața? Dacă ne gândim și la Olimpiadă, tot la triplu salt au fost ultimele rezultate majore. Având în vedere faptul că ăsta este primul an de seniorat pentru mine și având în vedere faptul că am muncit foarte mult și m-am pregătit și fizic și psihic pentru marile competiții care vor urma, sper să sparg gheața și să aduc acasă o medalie. Este cea mai mare dorința mea și sper să o îndeplinesc încă din primul an de seniorat. Deocamdată, mușceleanca nu și-a pus semnătura pe contract, însă acest lucru se va întâmpla cel mai probabil vineri sau sâmbătă, iar durata înțelegerii va fi, se pare, 3 ani.